Codul roșu emis de meteorologi a adus potopul în mai multe sate din vestul județelor Timiș și Hunedoara. Apa de pe versant și păraiele care s-au umflat au intrat în gospodării și în casele oamenilor. Forța torenților a surpat și un drum de legătură între localități. Și în județul Alba, aluviunile au distrus drumul de acces către localitatea Albac și au intrat în gospodării. Pompierii ajută oamenii să-și scoată noroiul din case. Ploile torențiale din ultimele ore au pus în pericol zeci de turiști care au rămas blocați pe munte în județul Alba. Părâul Râmeț a crescut și nu a mai permis turiștilor să înainteze. Intervenția salvatorilor a fost dificilă. Turiștii au fost reluați de către Salvamont Alba și aduși până la echipajele de pompieri care iau evaluat medical. Din cei 24 de turiști, doi dintre aceștia, o soție de 59 și respectiv 54 de ani, au avut nevoie de îngrijiri medicale, aceștia prezentând o stare de oboseală și slăbiciune. Vremea rea a pus în pericol și alți turiști, printre care un tată și pe fiul său, care se rătăciseră în rezervația Cheii Letișiței, județul Vrancea. Echipele i-au căutat toată noaptea și doar spre dimineață i-au găsit într-un refugiu din rezervație. Zona este una greu accesibilă, cu semnal slab de telefonie. La cabana La Pândar au fost găsite 4 persoane, așadar cu 2 mai mult decât se știa că dispăruseră. Toate cele 4 persoane, 3 bărbați și un copil de 12 ani, sunt în siguranță. Ploile torențiale și vijeliile vor continua și în zilele următoare, avertizează meteorologii, care au prelungit codurile portocalii și galbene de instabilitate atmosferică. Își fac apariția manifestările de instabilitate atmosferică temporar accentuată și în partea de sud-est a teritoriului, inclusiv în zona municipiului București, și vom vorbi de manifestări destul de serioase, de averse torențiale, de descărcări electrice, de cantități de apă însemnate, înregistrate în intervale scurte de timp, de intensificări ale vântului și chiar de căderi de grindină. Vremea rea continuă până cel puțin mâine dimineață.